Se spune că Biblioteca Vie este asemenea unei biblioteci obișnuite. Dacă cititorii interesați împrumută cărți și le returnează bibliotecarului pentru a fi răsfoite de următorii cititori interesați. Totuși, există două diferențe majore. Aici cărțile sunt persoane, iar citirea lor presupune dialogul cititorului cu acestea. O astfel de bibliotecă veți întâlni și la Megidia. Biblioteca Vie, marți și miercuri, începând cu orele 11, în Piațeta Decebal, va fi poate cel mai interesant mod de a schimba idei, de a comunica între membrii aceleiași comunități, pentru că oamenii se transformă în cărți și ei vor devala amintiri, sentimente, gânduri, idei în legătură cu comunitatea, în legătură cu viața lor proprie și a celorlalți și vor interacționa într-un mod care este foarte plăcut și care sporește comunicarea din comunitate. Pășind în Biblioteca Vie, poți chiar să vrei să-ți pui propria poveste și mai ales poți să afli că viața e compusă din poveștile noastre, ale tuturor și că de noi depinde dacă le scriem sau nu. Îi așteptăm cu micul mare la această acțiune unde vor participa la o acțiune inedită, spunem noi. Vor fi invitați personalități din oraș pe care în continuare o să fie surpriză. Biblioteca Vie atrage oameni interesanți, povești de viață frumoase și posibilitatea de a le citi privind chiar în ochii protagoniștilor și dialogând cu ei. Este ocazia de a cunoaște specialiști din mai multe domenii, oameni care te inspiră și care își pot pune amprenta prin modelele de carieră pe care le-au oferit.